Mami, l-am văzut pe Moș Crăciun. Hai, termină cu prostiile. Nu min, întreabă pe bunica. N-am chef să vorbesc cu bunii. De ce? Pur și simplu, n-am chef. Hai, Robert, du-te la tine în cameră. Bine. Mami? N-ai plecat? Ce înseamnă că bunii a semnat pentru divorțul tău? Pentru că sunt aici. Știu că m-am uitat. Voi să mă autorizați că și-au avut intervenit noi. Ești ok, da? Ce vreți? S-a întâmplat ceva? Ce treabă, bănuiesc, nu? Ce cauți aici? Presupun ai nevoie din partea mea de un fel de mărturie, nu? Sau așa ceva. Nu știu despre ce vorbești. Îți spun despre ce vorbesc. Nu? L-ați arestat pe Vărmiu, pe Tavi. Mă, că dovezile pe care le ai împotriva lui nu stau în instanță. Nu am ce să discut cu tine despre cazul ăsta. Cârc. Vreau să-mi cresc copilul. Hai, mă. Unde? Mă, n-auzi? Hai, ia-ți lucrurile și tu îndur. Ce să fac, mă? Bă, ce ai auzit? Te rog eu frumos, nu mai ierba. Pleacă, mai am treabă la tir și vin și eu păi, acasă. Păi ce-am discutat noi, mă? Am plecat la drum împreună? Bă, mă lași, te rog eu frumos, nu mă lasă, mă! Stați-vă la valiția! Mâinile sus! Mâinile sus! Mâinile sus, mâinile la vedere! Mâinile sus, am pus! Mâinile pe camion! Mâinile pe camion, acum! Cu mișcă! Cu mișcări bruște! Dă mâna! Hai, băieți! Băieți, bă! Mișcă! Ține-o ca lume! Mișcă!
sunteți reținuți pentru trafic de stupefiante, dacă erați curioși.